Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați făcut timp astăzi să veniți la conferința noastră de presă și în același timp lansarea candidatului la primăria municipiului Buzău. Lansarea tipică a unei candidaturi în contextul pandemiei. PMP și-a prezentat aspirantul la fotoliul de primar într-un cort amplasat în parcul Marghiloman. Avocatul Constantin Florescu a declarat că nu își va baza campania electorală pe atacuri la adresa actualului edil și că va ține cont de părerile cetățenilor pentru a creiona proiectele sale. Un criteriu important pentru întocmirea proiectului este faptul că Partidul Mișcării Populare are o platformă pe internet care este dedicată acestui scop, cetățenii să vină cu idei, cu propuneri care vor fi centralizate, și invit pe cetățenii buzoieni să folosească și această platformă, care vor fi centralizate, vor fi analizate și se pot transforma în proiecte, în decizii curente ale administrației. Florescu a făcut și o promisiune, cu mâna pe Biblie. Eu am fost judecător peste 30 de ani, am slujit statul român și în 3 ani de zile în calitate de consilier. Vreau în final să vă fac un apel către cetățeni. În calitate de judecător, peste 3 decenii, am aici o Biblie pe care am adus-o, am cumpărat-o cu ani în urmă de la Putna. În calitate de cetățeni, în calitate de cetățeni, mii, zeci de mii de cetățeni au depus jurământul în sală de judecată în fața mea pe Biblie. Este rândul meu ca eu să consim la acest jurământ și să le promit că singurul interes pentru a accede la această funcție este interesul public și respectarea legii. Și vreau să vă mai spun în final un citat din Biblie, e vorba de prorocul Isaac, care spune: în țara în care domnește nelegiuirea, toți cetățenii sunt în pericol. Toți suntem în pericol într-o țară în care se fură și se minte. La lansarea de astăzi au mai participat liderul național al PMP și secretarul general adjunct al formațiunii. Sunt convins că domnul Florescu este de departe cea mai serioasă propunere pentru primăria municipiului Buzău. N-am putut sta deoparte, chiar dacă suntem adepții prudenței și măsurilor de a menține această distanțare, să nu fiu prezent împreună cu colega mea Ioana Constantin, secretar general adjunct al partidului, într-un moment atât de important. Despre domnul judecător nu voi face multe precizări, pentru că sunt convins că comunitatea îl cunoaște foarte bine. Pentru noi este o onoare că a acceptat această provocare. Sunt convinsă că va ieși un rezultat foarte bun și că el va fi în folosul buzoienilor, așa cum trebuie să fie până la urmă orice vot și orice funcție publică în care ajungi ales și trimis acolo de către cetățeni, la fel cum am convingerea că echipa PMP Buzău în întreg județul va obține un scor bun și un număr mare de aleși locali care vor veni în sprijinul localităților, în sprijinul comunităților. Președintele executiv al filialei locale, senatorul Dorin Bădulescu, în calitate de avocat, îl cunoaște de mai mulți ani pe fostul șef al tribunalului, iar acum a încercat să îl implice mai mult în politică. Cel mai important momentul de față este faptul că l-am convins să se implice cu adevărat în viața publică și împreună cu echipa PMP Buzău să încerce să câștige primăria și, de fapt, eu sunt sigur că va și reuși, pentru că îl cunosc de atât de mult timp încât orice și-a propus a rezolvat. Orice a încercat a dovedit că poate să facă și în acest context eu zic că este cea mai bună alegere și cel mai bun candidat pe care îl puteam propune în zona de dreapta. În urmă cu 4 ani, avocatul Constantin Florescu a câștigat un mandat de consilier municipal pe lista PSD, însă în urma divergențelor pe care le-a avut cu primarul Constantin Toma, a venit inevitabila despărțire.